Guvernul a reintrodus în decembrie facilitatea oferită de angajatori părinților care au copii înscriși la creșă sau grădiniță. Este vorba de o sumă maximă de 1.500 de lei pentru fiecare copil, sumă care vine direct de la angajator. Prin ordonanța de urgență 115 pe 2023 s-au introdus o serie de facilități fiscale referitoare la aceste cheltuieli privind educația timpurie. În cadrul impozitului de profit a fost introdusă o prevedere la regimul fiscal al cheltuielilor privind creșele, grădinițele și educația timpurie. Astfel s-au inclus cheltuielile privind funcționarea creșelor și grădinițelor, precum și a decontărilor privind cheltuielile aferente educației timpurii pentru copiii angajaților în cadrul dispozițiilor aplicabile cheltuielilor sociale. Cheltuielile sociale sunt în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului angajatorului. Totodată, sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unitățile de educație timpurie, conform legislației în vigoare, se limitează la nivelul sumei de 1.500 de lei pe lună pentru fiecare copil. Concret, părinții pot primi un sprijin pentru plata taxelor la grădiniță sau creșă, chiar din partea angajatorului, dacă firma la care lucrează aceștia este plătitoare de impozit pe profit. Suma poate fi de maximum 1.500 de lei pentru fiecare copil, iar companiile își vor deduce banii din impozitul de profit. Banii ăștia nu vin de la guvern, vin de la angajator și doar dacă el vrea. Deci este opțional. La salariat este un venit neimpozabil. Dacă angajatorul vrea să mărească salariul omului ca să nu plătească CAS-CSS impozit, atunci poate să-i ofere această facilitate. Suma se acordă unui singur părinte și nu poate depăși 1.500 de lei. Poate însă să fie mai mică dacă taxa cerută este de 600 de lei, spre exemplu. Măsura este bună atât pentru angajat, dar și pentru angajator, pentru că firma o să scadă din impozitul pe profit. Banii primiți de la guvern și oferiți mai apoi părinților. Este o măsură care ar putea să ajute mulți părinți, în contextul în care anul trecut în România au fost 530.000 de preșcolari și 30.000 de copii înscriși la creșă, relatează adevărul.ro.